Parlamentul României a adoptat, în urma zeci de ore de dezbateri, proiectul bugetului de stat pentru 2021. Și, în sfârșit, dragi colegi, România are un buget configurat cu responsabilitate, robust, echilibrat și realist. Bugetul pentru 2021 este axat pe susținerea investițiilor și pregătește economia românească pentru a putea face provocărilor și șocurilor care ar putea fi generate în viitor de pandemie. Avem cu adevărat un buget de redresare și reziliență. Un buget sănătos, care reflectă cu adevărat modul în care se poate crește economia prin investiții, dragi colegi. Dezvoltarea prin investiții aduce stabilitatea economică și generează creșterea reală a economiei. Iată de ce colegii mei din guvern au avut curajul să aloce un buget record pentru investiții, 61,4 miliarde de lei. Este un buget aproape dublu față de cât alocat PSD în 2018 an fără pandemie și fără presiuni uriașe asupra economiei. Am amintit de colegii din PSD care în ultimele zile le-au servit românilor circ politic direct din Parlamentul României și vor continua să facă acest circ ieftin și vor continua să-i mintă pe român că guvernul ar dori să le taie pensiile și salariile. Vă garantăm că nu se va atinge nimeni de veniturile românilor. În schimb, vom tăia pensiile speciale pe care ei, exponanții vechii clasei politici, le-au apărat ani de zile. Și am început tăierile cu pensiile parlamentarilor. Revenind la buget, din acest an vă amintesc, dragi colegi, că în acest buget netezește drumul unor reforme importante în economia României. Guvernul actual gândește mai departe de acest an și prioritizează strategic investițiile cu importanță majoră. Astfel, în următorii patru ani, investim peste 3 miliarde de lei în spitale regionale din Cluj, Craiova și Iași. Investim în următorii ani aproape 2 miliarde de lei în agricultură, reabilitând infrastructura de irigații. Vom finaliza proiecte importante de infrastructură, pe cum autostrada Sebeș-Turda, sau vom deschide lucrări pe care românii le așteaptă de 30 de ani, precum șantierele pentru autostrăzile din Moldova. Dragi colegi, din păcate, pandemia COVID-19, ce a marcat anul 2020, a provocat o recesiune bruscă și profundă în întreaga lume. A pus la încercare sisteme de sănătate și de protecție socială, societățile și economiile, modul în care trăim și colaborăm. Iată de ce guvernul a creat un buget care se asigure redresarea și reziliența. Un buget sănătos și realist, taxat pe susținerea investițiilor. Este un buget responsabil? care asigură fondurile necesare pentru a continua eforturile de combatere a pandemiei, campania de vaccinare, medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, dar și susținerea celor aflați în pandemie, celor afectați de pandemie, fie că vorbim de persoane cărora le au fost suspendate contracte de muncă sau firme care se luptă să rămână pe piață. Dragi colegi, Alianța USR Plus a promis românilor că va aduce Revoluția Bunei Guvernări și se va ține de cuvânt. Buna guvernare înseamnă respectarea angajamentelor, drămuirea banului public, responsabilitate, prudență într-o perioadă economică dificilă pentru întreaga lume. Închei declarația mea politică cu un mesaj ferm pe care îl transmit de la tribuna Parlamentului României. Bugetul pentru 2021 este creat pentru a asigura stabilitatea economică a României nu presupune tăieri, nu este un buget de recesiune, ci este un buget de dezvoltare, bazat pe susținerea investițiilor, este un buget pentru bunăstarea românilor și pentru dezvoltarea României. Vă mulțumesc, Beniamin Todosiu, deputatul SR Plus de Albă.